bună ziua! Bine ați venit la conferința noastră de presă. După cum știți, organizăm la Oradea Campionatul Național al României de tir cu arcul. Este al 6-lea an în care organizăm în Oradea competiții de tir cu arcul. Tirul cu arcul, care este sport olimpic, subliniez, și a câștigat un loc în Oradea și în județul Bihor. Este a patra oară în 6 ani, ceea ce cred că spune multe, este a patra oară când în 6 ani la Oradea se ține Campionatul Național al României. Avem la linia de tragere aproape 90 de sportivi. La asta se adaugă antrenori, staful tehnic și așa mai departe. Avem invitați în sală lotul național de cadeți, o mare parte a lui, încă o parte se antrenează deja. Alături de domnul antrenor Deneș, care este antrenorul lotului. Am organizat la primărie această conferință de presă pentru că primăria este partenerul nostru principal, am putea spune, alături de Direcția de Sport, Consiliul Județean, Universitate și sponsorul nostru Perla Harghitei. Și cam atât, o să vi mai spun pe parcurs. Nu că mai sunt, dar vi mai spun. Vreau să vă spun că fără ajutorul primăriei n-am fi reușit să organizăm în bune condiții acest campionat, pentru că cheltuielile sunt destul de mari. Nu o să vă detaliez, dar începând de la cărat, logistică, pe teren și înapoi, care toate trebuie să le plătești și așa mai departe, până la premiere, până la logistică specifică și așa mai departe. Noi ne-am descurcat bine, cred, în fiecare an, dar trebuie să recunosc că fără ajutorul primăriei nu am fi reușit anul acesta. Îi dau cuvântul domnului viceprimar. Nu, câteva date tehnice. Câte cluburi și alte viceprimar. Da, spune, da. A, trebuie să le număr, că nici nu le-am numărat. 14-15, cam așa, da. 15 cluburi, aproximativ 90 de sportivi din toată țara. Să vă spun și orașe. Cum? Oradea, Bacău, Hațeg, Suceava, Rădăuți, Iași, Deva, București, Brașov, iar București, iar București, Solca, Solca e oraș? Da. E oraș. Orașel. Solca. În ce fel de contează concursul ăsta pentru cei care merg mai departe? Campionatul Național României contează pentru cei care vor merge peste 2 săptămâni la... Poți să-l spun aici mai bine. Da. Păi eu mă gândeam să îl lăsăm pe domnul viceprimar să ne spună câteva cuvinte. Și de ce? Pentru că la 12:30 dânsi au altă manifestare. Toți. Toți? Da. Bine. Domnul Radina, numai să ne spune scurt. Vreți să ne conformăm. Scurt. Bun. Scurtă să fim. Pentru că, în primul rând, trebuie să... În primul rând trebuie să vă informez că avem un parteneriat încheiat cu Red Point, club afiliat la Federația Română de Tir cu Arcul. Un parteneriat care are ca obiect promovarea intereselor municipiului Oradea și, în mod sigur, ați văzut deja o prima acțiune. La Carnavalul Florilor, colegi de a domnului Mircea Stroie au fost în alaiul carnavalului, în urma carelor alegorice. Îi veți revedea la manifestarea care o vom avea cu prilejul celor 900 de ani de atestare a orașului Oradea în cadrul toamnei orădene, deci undeva la finalul toamnei orădene, în perioada 11-12 octombrie, când la fel vom avea demonstrații cu cei mai buni arcași pe care are la dispoziție și echipați în costume medievale.
În mod sigur îi veți revedea în alaiul doamnei Orădene, care se va perinda în oraș la debutul manifestărilor în data de 20, în acel weekend 20 septembrie. Deci tot acest parteneriat cu Red Point-ul ne dă siguranța unui proiect de lungă durată. Pentru acest lucru, conducerea municipiului Oradea a hotărât să-i sprijine în organizarea unei competiții foarte importante pentru această ramură sportivă olimpică, respectiv pentru campionatele naționale. Știți foarte bine că decizia de a ne implica în suportul necesar logistic și financiar care îl asigurăm pentru desfășurarea competițiililor, l-am condiționat întotdeauna ca acele competiții să fie cel puțin de nivel național, campionate naționale și respectiv internațional. Deci tot ce înseamnă competiții naționale încercăm ca să ne implicăm ca primărie în finalele campionatelor naționale, este și cazul acum, precum și, fără să merg prea departe, vă pot spune că ne vom implica și în organizarea, ca în calitate de copartener, la campionatele europene, campionate europene sau mondiale de Kyokushin în noiembrie. O să ajungem și la acest subiect la momentul respectiv. Deci tot ce a însemnat campionate naționale, finale, exemplu beach volley care l-am avut, campionatele naționale de aici, precum și celelalte cu impact internațional, undeva peste o oră suntem prezenți la conferința de presă de la Balcaniada de semi-maraton. Peste tot, Primăria Oradea consideră că are obligația să se implice pentru promovarea municipiului Oradea la aceste competiții, având în vedere că ne vin oaspeți din țară, din principalele orașe ale țării sau, cum e cazul celelalte competiții, avem în 12 țări, dacă nu mă înșel, atleți. Atât am vrut să vă spun și să le urez succes competitorilor la aceste campionate naționale. Mulțumim frumos! Eu sper ca... Nu, un pic. Sprijinul ce a constat, ca să nu, că nu există niciun secret, fiind bani publici, este vorba de achiziționarea echipamentelor specifice pentru un sprijin logistic, achiziționarea echipamentelor specifice pentru concursul pe care l-au la universitate. Noi tot ce facem de câțiva ani încoace, facem, eu cel puțin am un țel mult mai important, ca la Oradea să organizăm o competiție europeană foarte mare, unde să vină sute de sportivi din toată Europa. Asta este scopul nostru și sper ca și atunci primăria și autoritățile publice să fie alături de noi. Am să rog pe domnul director al Direcției de Sport, Județene de Sport și Tineret, să ne spună câteva cuvinte, pentru că și dânsii sunt partenerii noștri și întotdeauna au fost alături de noi, așa cum s-a putut, niciodată n-au refuzat să fie alături de noi. Da, mulțumesc Nicu pentru faptul că ai și posibilitatea să vorbesc spre microfon, îmi permit, pentru că ne știm de foarte mulți ani și relațiile noastre sunt amicale și de prietenie. În primul rând, vreau să vă spun că mă bucură faptul că mă uit pe acest program al evenimentului din acest weekend și observ un parteneriat în ceea ce privește organizarea campionatului național, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Oradea, Universitatea din Oradea, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Eu cred că trebuie să vină acele momente în care aceste instituții să fie strânsă legătură în ceea ce privește organizarea evenimentelor de anvergură, naționale și internaționale, așa cum foarte bine spunea domnul viceprimar, domnul Mureșan, pentru că Oradea este un oraș care merită să fie așezat acolo unde este locul din punctul de vedere al evenimentelor sportive. Pe de altă parte, este o întâmplare faptul că acest campionat național este la a patra ediție care se organizează în Oradea. Spun că nu este o întâmplare pentru că este rodul unei munci extraordinare și a unui crez sau credință pe care a avut-o Mircea Stroie. Chiar dacă este un sport care nu are un impact atât de puternic mediatic, este un sport olimpic, cum foarte bine a subliniat, și sporturile olimpice, dar nu numai, trebuie tratate cu maximă seriozitate și cu implicare maximă din punct de vedere al
celor care sunt în organizare, dar și al factorilor locali care pot susține aceste evenimente. Eu cred că este un eveniment care va crește de la an la an, pentru că din ce în ce mai mulți tineri se îndreaptă spre a practica asemenea sporturi, un sport elitist, un sport elegant, nu este un sport ieftin, din câte am înțeles de la cei care s-au aplicat în mod direct în a asigura logistica acestui eveniment, dar oare ce este ieftin în ziua de azi? Orice activitate pe care o facem necesită investiții. Întotdeauna Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, în măsura posibilităților pe care le are, a fost și va fi alături de cei care vor organiza asemenea evenimente și este realmente o plăcere să facem acest lucru, nu numai o obligație. Felicitări celor care au fost în prim planul acestui eveniment și să ne vedem în weekend la evenimentul propriu zis. Să ne vedem cu toții. Poate că domnul Stroie ne va facilita și o sesiune de... Da? Separat, să nu... Să aduceți niște voluntari care să stea cu mărul. Da. Am rezolvat tot ce să nu vă dezamăgim că nu... Domnul viceduc pe săptămână. Mulțumim frumos! Vreau să vă... Pentru că ne încadrăm foarte bine în timp, deci de-abia 10 minute au trecut. Îi avem alături de noi reprezentanții Perla Harghitei, care în fiecare an sunt alături de noi. Să știți că sportivii au nevoie de hidratare. În orice sportiv, orice sport, de la fotbal până la tir cu arcul și popice, sportivul are nevoie de hidratare. Și atunci este foarte important ca un producător sau... Îmi cer scuze, nu vă văd, dar... E foarte important ca cineva să fie alături de tine și să-ți pună la dispoziție frigiderele pline și tot ce trebuie. E chiar foarte important. Este alături de domnul Pali Ișvan, am zis bine, și domnul Mircea Preian, de la Perla Harghitei. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Da, bună ziua și ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră și vă susținem tot ce. Mulțumim foarte mult. Chiar v-am băut din două. Domnul Pal? Domnul Pal, dacă... Oricum, eu vă sunt foarte recunoscător și trebuie să știe toată lumea asta, pentru că e un lucru important și asta, sportivul să aibă la îndemână tot ce-i trebuie. Și este o stare firească de lucruri, este o stare de normalitate să asigur unui sportiv minimul necesar. Îl avem alături de pe domnul Alexandru Deneș, antrenorul lotului, pe care rog să răspundă la întrebarea pentru ce contează acest concurs. Pentru lotul de cadeți și de seniori la Vârstii și Antalie. Această competiție își depășește, de fapt, talia unui campionat național. Este încărcat de o importanță și mai mare, fiind ultimul criteriu de selecție pentru campionatul mondial pentru seniori, ce se va organiza în Antalya, în luna aceasta, și ultima selecție și pentru sportivii mai tineri, juniori și cadeți, pentru a reprezenta România la campionatele mondiale din Wuxi, China. Noi am venit în Oradea, nu pentru prima dată, în cantonament de pregătire, că am găsit aici totdeauna primăria și ceilalți cu care lucrăm gazde bune și întotdeauna, în urma pregătirii la Oradea, ne-am realizat obiectivele de performanță. Ce calitate să se îndeplinească un sportiv care trage cu arcul? În primul rând, să-i placă mult această disciplină. În al doilea rând, calități de concentrare și de stăpânire de sine și mare determinare. Competiția solicită foarte mult. Vă dați seama, dacă strămură pantalonii, sigur că ai să retratezi și lovitura. Fără bani nu trebuie pantalonii. Ai de bani de, nu se pune nici măcar întrebare în tirul cu arcul. Păi o să rog pe cine are arcul. Că Linteru vină acolo să vadă ce înseamnă un arc de competiție și... Da. Și este eventual să le spune și cât costă tot ce înseamnă. Da, e un echipament complex pentru un sportiv de talie de lot național.
echipamentul complet ajunge în jur la 2.000-2.500 de euro. Deci ce vedeți acolo este un arc cu săgeți de vreo 2.500 de euro. Este vorba acum de aici de un arc pentru proba olimpică, deci sunt și alte arcuri, arcuri cu scripețe, arcuri de tip tradițional, berbo, longo, și paleta merge mai departe. Lotul național constituit la Oradea, toți sunt pe proba olimpică. Ceea ce se practică la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene. El este un sportiv cadet, a participat la campionate europene, la cupe europene și probabil că sperăm să ajungă și la campionate mondiale din curse. În spate avem o echipă puternică de fete, toate la categoria de cadete. Mare parte din ele au participat deja la campionate mondiale, campionate europene și sperăm să aibă o prezență bună la Buxin. Păi să-i rugăm să se prezinte. Pe rând. Din Bacău. 15 ani. Este și aici o explicație că clubul sportiv școlar se ocupă în speță numai cu cadeți și juniori și de aceea de participarea celorlalți mai mulți. La seniori sunt din alte cluburi, în echipa națională. Spune domnul Struie, aveți un barem acum la această competiție aici, ce costă eu? Ne constă într-un realizarea unui punctaj minimal, ceea ce te asigură o poziție în clasament vis-a-vis de campionatul mondial trecut, în primul sfert al clasamentului. Deci cel care realizează acest punctaj, fetele separat, băieții separat, toate sunt așezate ca să te clasezi în prima parte a clasamentului. Din cadrul concursului respectiv? Da. Deci luăm în considerare campionatul mondial trecut, cu un bonus de încă o 3%, ceea ce constituie progresul de la un campionat mondial la celălalt și așa stabilim un punctaj ca să avem o prezență consistentă la campionatul mondial. La campionatul mondial trecut am avut un sportiv care este la universitate acum, se antrenează junior acum, a venit locul 4 la campionatul mondial de la Legnița. Din 83 de țări participante și 137 de sportivi au fost pe categoria respectivă. Cât privește condițiile de antrenament, sunt asigurate? Condițiile întotdeauna sunt direct legate de finanțare. Am ales Oradea din cauza că realizăm cantonamentul, să spunem, cu costuri mai mici decât în alte. Bucureștiul ar fi dublat costurile. Federația de tir cu arcul nu este o federație bogată și mare parte din cheltuie suportăm cluburile. Și la competițiile internaționale la care participați? Acum o să asigure federația, altădată era și cu participare din partea cluburilor. Am organizat la București o cupă europeană în luna iulie și federația a reușit să mai rămână cu niște bani de acolo și putem trimite lotul de cheltuială la federației, la Buxi. Cei care fac îndeplinesc condițiile de selecție, cheltuielile vor fi suportate de federație. De câte sunteți la ora de antrenament? Din data de 4. Și asta nu se numește un fel de cârpeană. Nu este chiar așa. Nu e
este. Ce nu avem sens? Foarte mulți bani, dar ne organizăm bine. Nu, nu, ne organizăm bine. Da, să știți, deși suntem obișnuiți să ne organizăm bine cu bani mai puțin. Poate eu cunosc și alte discipline, că am condus clubul sportiv școlar cu mai multe secții, dar banii se pot risipi, iar ori se pot utiliza eficient. Și în cazul nostru sunt utilizați eficient. În care orașe din țară sau județe e cel mai bine reprezentat acest sport? Adică Oradea e de câțiva ani. Da, Oradea este mai nou în peșicherul tirului cu arcul, mai mult în arc tradițional și în compound, deci mai puțin proba olimpică, au avut medaliați mai mulți, nu? Da. Și chiar la record național la aceste discipline. Centrele mai tari pentru proba olimpică sunt în Iași, București, Bacău, județul Suceava, Rădăuț și Suceava și Deva acum, anemoasa Deva. Aici, în consul acesta, înțeleg că există o singură probă olimpică, celelalte nu sunt olimpice. Nu, sunt două divizii, arc compound și arc olimpic. Și la proba olimpică, este tipul acesta. Câți ore de participă? Trei. Asta e, nu. Sunt și alții mai buni. La compound și unul la proba olimpică? Da. Doi la compound și unul la proba olimpică. Păi nu știu că la promo olimpică aici, dar cum fost asta? Păi sunt vreo 90 cu totul. Acum trebuie să-i număr exact. Jumate-jumate, cam așa. Compound-ul este mai bine reprezentat în această competiție și de arc olimpic. Poate puțin mai mult suntem la arc olimpic. Compound-ul. Eu arcul cu scripeț. Domnul Stroie e sportiv de pe... Da, domnul Stroie, când e organizator, când sportiv. Mai mult organizator. Da, de data asta cred că copleșește organizarea. Nu cred că va avea... Nu se poate concentra. Da, e foarte complicat, să știți. Voi mă cunoașteți și știți. Da. Și chiar complicat să-ți faci lucrurile astea când de-abia găsești sprijin, dar eu nu mă las. Pentru că dacă lași lucrurile așa, nu mai face nimeni nimic, știți? Nu, dar colegul nostru îi place să nu se lasă. Da, nu poți să lasă. Să faci. Mai ales că, vedeți, noi toți spunem că, uite, alte orașe, cum e Clujul sau Timișoara, sunt mai vizibile. Și noi putem fi la fel de vizibili ca ei, dacă nu mai. Numai că pentru asta trebuie să facem lucruri frumoase în orașul nostru și să vină lumea. Când vine lumea din toată țara și din Europa, în orașul tău, poate ești mai cunoscut. Toată lumea știe despre el. Eu chiar, mi-e pare rău că nu este, eu trebuie să mai spun cu atât, îmi pare rău că nu e nimeni de la universitate aici, pentru că și universitatea ne sprijină cu baza sportivă, însă au o ședință cu parlamentarii, mă rog. Așa? Aș mai vrea să vă spun că mai avem și un... Și noi am fost invitați acolo și i-am rugat să ne scuze. Domnul primar, la fel, este în niște discuții legate de pacta de termie. Eu fiind aici și dincolo la Continental, în mod sigur, la tot ce discută pe problema de învățământ, am spus că avem toată deschiderea. Au o discuție cu parlamentarii și cu alți factori politici din județ, după care o să vedem cu ce e implicată primăria. Dar am optat pentru conferința de presă în ideea în care am spus că avem lotul național aici. Lotul național de cadeți, viitoarele, acum într-adevăr speranțe, dar viitoarele certitudini în acest sport și în mod sigur peste încă 2-3 ani când ne întâlnim aici, probabil vom avea campioni europeni sau mondiali de aici. Și trebuie să-i cestim cum se cuvine ajutat la noi în oraș și la conferința asta. Eu sper că anul viitor sau în cel mult 2 ani să avem la Oradea măcar campionatul european de juniori. Nu știu. Dacă o să ne dea federația, eu sper ca data viitoare să decizia să fie pentru Oradea. Pentru că noi, eu cred că noi putem organiza în condiții bune și financiar și de toate aici la Oradea. Dar na, asta o să vedem. Mai depinde și de federație. Nu aveți bine. Încercăm.
Consiliul Județean a fost alături de noi, dar din păcate nu este. Eu țin să-i mulțumesc domnului Voloșenic în special, pentru că știți că și dânsul e un prieten al sportului. Și noi avem un partener care ne oferă niște premii, nu știu, în produse. Laurent și Cristina Bene. Sunt persoane fizice, am trecut... mă gândesc că puteți să spuneți că un om ne ajută cu ceva, nu? Da, păi sunt oameni care... Da, Bene nu e o instituție, o persoană. Da, de fapt, păi nu pot să scrie instituția la instituția. A zis că poate că pot să o numească. La... Dacă mai aveți întrebări, acum e momentul. Mulțumim. Dacă nu și ne vă mulțumim și ne-am...